Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. O să vorbesc puțin în microfon, că nu se aude, că bate vântul. Cum puteți vedea, am făcut curățenie la iepuri. I-am pus apă proaspătă. Mi-am făcut aici amestecul de orz, floare și porumb. Au aici iarbă, nu le-am dat verde epălită, e de al alteri. Au aici puțină varză și mi-a rămas. Asta își face nevoile aici. Ea are câteva căcăleze pe jos, așa că e foarte bine. Am plinit și ieri 4 luni. Nu s-a dezvoltat complet, o mai las. Vă dați seama că nu... Și la 5 luni, dacă nu e dezvoltată complet, vă dați seama că nu o dau la muntă. Așteptăm să se dezvolte. Mamă, bate aici un vânt. Sper să se audă. E foarte cu minte, numai mușca. Devenit prietenoasă. Mâine poate ajung și eu prin piață. Azi e vineri, ce am venit și eu de la școală. Și tot bate vânt. Uriaș aici. Te vezi? Voi ziceți că e șobolan așa cum o vedeți voi, dar e arată altcum. Stă așa ghemuit într-un colț. Stați așa, scot. Că nu stai speriat. Că trebuia să-l am și câine. Pun aici sus puțin. Audio. Ia uitați-o. Că se ghemuiește, vedeți, ne place vânt. Nu prea se vede așa bine, dar nu contează. Ne bate un vânt aici. Așa ceva n-am pus, mai ceva ca-n chema la aia. Așa. Are și amestec aici. Ca câteva fire de amestec. Le-am pus un praf, ceva vitamine în amestec. Nu știu dacă se vede spus în praf, uite, nu cred că se vede. Are și ea tot așa varză, apă. Le-am schimbat. Le-am spus și următoarea. Normal așa le fac, că înverzește. Sau eu știu ce. Așa, am uneltele aici. Am curcat. Avem masculașul acolo, are și la amestec. Varza aici, iarbă nu i-am mai dat, că n-am mai avut. Are și el apă, le-am spălat frumos, curățenie. Acolo se vede așa o pată. Și-o făcut acum, cred că treaba mică, că nu era așa. Nu știu, să-mi zice și mie în comentarii, uitați ce are la ochi. Eu am zis că de la curent, acum eu știu. Uitați, nu știu dacă în partea asta nu prea are. Nu știu de ce îmi filmează cu blitzul, că am uitat să-l opresc, dar nu contează. V-ați dat voi seama că are ceva acolo la ochi. M-am și lungit puțin. Am și o veste proastă, am primit e-mail de la YouTube și nu mai pot face live-uri. Nu știu dacă ați primit și voi cei care faceți ăsta, care faceți vloguri și videoclipuri, până la suma de 1000 de abonați, pentru că mulți se prostesc pe live-uri și fac live-uri la 10 abonați și nu fac nimic și... Na, să nu mai apară, să nu mai facă copii live. Și așa, doar aia care au calitate bună, care au abonați, să facă live-uri. Deci, poate ajung și o mâine în piață, cum am zis cu el, să văd. Dacă vreți să luați, eu îl dau, negociem la preț. Asta e masculașul, sunt din Timișoara, ne putem întâlni undeva. Îmi scrieți jos în comentarii și noi vorbim. Prețul privat, tot un privat. Am mutat și mițuștele și pui. Le-am făcut aici. În spate, într-un colț. Le-am pus un carton jos. Mănâncă mâncarea toată. Praf o fac. Uite, nu prea s-au dezvoltat bine. Mi-a zis un băiat că sunt mici. Asta e, au de-abia o săptămână și două zile. Ce să le faci? Rațele au crescut enorm. Uite rața. Rața a crescut imensă. S-ar putea să am ori doi rățoi, ori trei rățoi. Din ce? S-ar putea să fie ori doi rățoi
și 3 rațe, ori 3 rățoi și 2 rațe. Așa i-am văzut eu după comportament. Ăștia sunt pui. Nu uitați acolo să vă abonați, să dați un like și cu voi a fost Robin. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!